Aci mingea ajunge la proaspătul jucător introdus pe teren. Înapoi la lungul Loran Kovac. Este o acțiune frumoasă. Kovac, gol! Ce gol de Loran Kovac! La prima sa atingere de balon în acest meci, iată-l pe Loran Kovac, ducând scorul la 2-0 după o acțiune de nota 10. Execuție de mare jucător a lui Loran Kovac. O execuție perfectă, un golazo, cum se spune. Excepțională inspirația lui Ogăraru de a-l trimite pe acest Loran Kovac în teren. A fost decisiv, dacă vă amintiți, și în meciul cu Petrolul. Acest Loran Kovac, iată-l îmbrățișat de Ogăraru. Noi vedem execuția senzațională a lui Loran Kovac de la colțul careului de 16 metri. Nicio șansă pentru Răzvan Stanca. Și în acest moment misiunea gorjenilor devine una aproape imposibilă. Încă 10 minute din acest meci, echipa lui Grigoraș condusă cu 2 goluri pe tabelă. Și iată-l pe George Ogăraru, aproape de prima sa victorie ca antrenor principal în Liga 1. Și vreau să spun mai devreme, la intrarea lui Vasilică Cristocea, la ieșirea lui Vasilică Cristocea, că este și o schimbare a generațiilor. Loran Kovac la 21 de